Așa cum am mai spus-o de multe ori, fiecare detaliu contează, iar make-up-ul nu face excepție. Deci trebuie să fie congruent cu tot ce se întâmplă în video și să susțină mesajul și emoția pe care vrei să le transmiți. Machiajul nu trebuie să fie doar frumos, el trebuie să aibă sens și să fie parte din poveste, să o susțină. Și mare atenție la cantitate, se vede. Dacă pentru un make-up de seară sau de eveniment se pun mai multe straturi ca să iasă bine în poze și să reziste, pe video cantitatea mare de produs se va vedea și nu va arăta bine, mai ales în cadrele close-up. Și știu aceste lucruri pentru că am experiență în spatele camerei, dar și pentru că am făcut cursuri de make-up. Așadar, pentru rezultate bune, nu exagera cu machiajul dacă nu este cazul și fă-l să reflecte acțiunea din video. Recomandarea ar fi să lucrezi cu un make-up artist care are experiență în această zonă, însă și alți make-up artiști vor putea livra excelent dacă le prezinți scenariul și știi ce să le ceri.